Tradițiile și obiceiurile frumoasei zone din clisura Dunării au fost promovate impecabil de Asociația Femeilor din Svinița. A fost organizată cea de-a doua ediție a tradiționalului festival Natură și Cultură în clisura Dunării. Comuna Svinița a devenit un adevărat centru de promovare a culturii și tradițiilor zonei prin organizarea unor manifestări culturale de amploare. Asociația Femeilor din Svinița, în colaborare cu Primăria Comunei, a organizat cea de-a doua ediție a unui festival sugestiv intitulat Natură și Cultură în clisura Dunării. A fost un adevărat regal gastronomic care își dorește promovarea zonei din punct de vedere cultural și turistic. Festivalul Trascovăț a beneficiat de participarea asociațiilor de femei din întreaga clisura Dunării și din Banatul de Sus, dar și din Serbia, din orașul Biserica Albă. Gastronomia, promovarea turistică, muzica și voia bună au dat o notă aparte evenimentului. Consiliul Județean Mehedinți sprijină astfel de evenimente unice în felul lor, prin care tradițiile și obiceiurile zonei sunt promovate și conservate. Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ramona Cupă, a fost prezentă la eveniment și a subliniat importanța păstrării tradițiilor locale. Mulțumesc domnului primar pentru invitația de a participa la acest festival dedicat păstrării culturii, tradițiilor și obiceiurilor din comuna Svinița. Și mai mult decât atât, admir faptul că la acest festival vor participa mai multe asociații de femei, printre care și Asociația de Femei din Comuna Svinița, ceea ce înseamnă că femeile se implică direct în promovarea tradițiilor și promovarea acestei zone. Salut cu respect inițiativa și eforturile depuse de Primăria Comunei Svinița prin implicarea directă a domnului primar Curici. Pe această cale țin să-l felicit pentru organizarea acestui festival. Consiliul Județean Mehedinți a sprijinit și sprijină în continuare aceste evenimente. Vreau să îi felicit și să-i asigur de toată considerația mea. Degustarea de produse tradiționale locale și drumețiile au marcat prima zi a evenimentului, care a continuat cu o masă rotundă și cu voie bună și dans. Un neobosit promotor al tradițiilor locale este chiar primarul comunei, Nicolae Curici, cel care a reușit să organizeze foarte multe evenimente deosebite aici în ultimii ani. Suntem la festivalul Trescăvăț, ediția a doua, Natură și Cultura, Tradiții și Obiceiurile. Astăzi, în prima zi, avem o întâlnire a asociațiilor femeilor din clisura Dunării și din Banatul de Sus, precum și din Serbia, din orașul Bela Țărcva. Este un prilej de bucurie, este un prilej când senioarele din zonă se întâlnesc, își împărtășesc din experiența lor, din ideile lor. Și cel mai important, aud de satul nostru frumos, de tradițiile și obiceiurile noastre. Este o acțiune culturală organizată de Uniunea Sârbilor din România, în parteneriat cu Primăria Comunei Svinița și cu organizația locală a Comunei Svinița. De fapt, gazdele noastre sunt Asociația Femeilor Svinicianche din Comuna Svinița. Este un eveniment dedicat tradițiilor și obiceiurilor din comuna Svinița, obiceiurilor sârbești din comuna Svinița. Este un eveniment, o manifestare culturală în care am invitat 5 asociații de femei, printre care și una din Serbia și din tot Banatul, de la Mureș până la Dunăre. Avem tot Banatul, este invitat aici asociații de femei care țin de Uniunea Sârbilor din România, bineînțeles. Noi ne-am pregătit și tematica acestei întruniri este tradiția și gastronomie. Tradiție și gastronomie, în care vom prezenta un scurt filmuleț, în care vom arăta obiceiurile și tradițiile din localitatea noastră și un scurt istoric al localității noastre, pentru că vrem să și cunoască unde au venit doamnele și ce se întâmplă aici în localitatea noastră. Și după acest scurt filmuleț se vor adresa doamnele de la asociațiile de femei, vor adresa câteva cuvinte, dar unicul și cel mai important scop al acestei întruniri a asociațiilor de femei este acela ca să ne păstrăm vie tradiția, limba, cultura și cât se poate să o transmitem și tinerelor generații. Seara s-a încheiat cum nu se putea mai frumos, cu un spectacol încântător de muzică populară.